Ministerul Tineretului și Sportului a organizat pentru prima dată Gala Sportului Anului. Evenimentul s-a desfășurat la Opera Națională din București, iar nominalizările la cele 14 categorii premiate au fost făcute de Asociația Presei Sportive din România. Canotoarea suceveană Ancuța Bodnar și colega sa de barcă Simona Radiș au câștigat premiul pentru echipa anului la sporturi individuale feminin. Cele două campioane europene și mondiale au fost premiate de Doina Melinte. Îmi vine misiunea de a transmite câștigătorul, barca de dublu vâsle, Simona Rareș și Ancuța Bondaș. Simona și Ancuța sunt sportivele anului, echipa anului, la sporturi individuale. Seara felicitări! Ne simțim onorate să ne aflăm în această seară, pe această scenă, alături de cei mai importanți oameni ai României, ambasadorii sportivi. Vreau să mulțumim pentru acest premiu, vreau să spun că ne motivează pe mai departe. Vreau să mulțumesc și eu tuturor persoanelor care au contribuit la realizarea rezultatelor și să vă spunem că nu ne oprim aici, avem vise mari și ne dorim ca la Paris să facem istorie. La rândul lor, sucevenii Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan, campioni mondiali și europeni în barca de dublu rame, au primit din partea lui Mihai Leu premiul pentru echipa anului la sporturi individuale masculin. Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan. Barca de dublu rame câștigă premiul pentru echipa anului masculin la sporturi individuale. Nu se mai poate întâmpla nimic, Cosmiuc și Bejan sunt campioni europeni. Încă o dată se aude Deșteaptă-te române, Dan München. Suntem extrem de mândri, fericiți și emoționați să ne aflăm în această seară aici. Totodată, mândria este de două ori mai mare, pentru că eu împreună cu Marius anul acesta am reușit să devenim primii campioni mondiali din istoria canotajului în proba de dublu rame masculin. Vrem să vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și, cum a spus mai devreme și Simona, nu dăm nume fiindcă nu am vrea să omitem pe cineva. Anul 2023, dar și 2024 vor fi ani importanți și ne dorim să obținem rezultate cel puțin la fel de bune ca și până acum. Mulțumim. Sunt foarte onorat să fiu în această seară astăzi aici prezent pe această scenă minunată. Un an 2022 foarte bun pentru noi, cu multe surprize, chiar dacă în trecut îl priveam ca un an cu final de carieră pentru mine. Gândurile mele s-au schimbat. Mi-a dat multă încredere și acum visez către Paris 2024 și îmi doresc să obțin medalia de aur pentru că aceasta îmi lipsește. Vă mulțumesc!